această săptămână au început lucrările de pavare a trotuarelor de pe Bulevardul Unirii pe tronsonul dintre giratoriul cu avion și strada Transilvaniei. În urma discuțiilor purtate cu constructorul, acesta s-a angajat ca până luna decembrie să definitiveze cele două tronsoane de trotuare. Mă refer aici la bucata dintre zona comercială și strada Transilvaniei, pe cele două sensuri de mers, atât spre centru cât și spre Mărăcineni. Ritmul de lucru al muncitorilor de la pavaje este unul susținut, ei reușind să paveze aproximativ 400 de metri pe zi, ceea ce ar putea face ca termenul de finalizare pentru acest tronson să fie respectat, ba chiar l-ar putea reduce. Din ce am observat, au o productivitate foarte bună, reușesc să paveze în jur de 400 de metri pe zi. Din discuțiile cu constructorul, angajamentul este ca până în decembrie să paveze o... Pietonii din această zonă vor beneficia de condiții excelente atunci când trotuarele vor fi gata. În același timp, în celălalt capăt al bulevardului, mersul pe jos va mai rămâne un timp un fel de probă de deplasare pe un teren cu obstacole, până când tronsonul dintre Calea Eroilor și Patriei va fi finalizat. Totul depinde de cum va fi vremea în perioada următoare.